Bună seara, prieteni, bună seara, dragă audiență, Ion Guștiuc. Ne mai vedem încă într-un nou live în post sau în content planul lunar, unde eu am câte un invitat special și de data aceasta în live și în invitatul special de la, din partea lui Ion Guștiuc este astăzi Alexandru Bordea. Mersi vouă pentru primele secunde de audiență. Sper că suntem auziți și văzuți și ca de obicei solicit un comentariu despre voce și imagine și vreau un cadru pe Alexandru. Salutare, Alexandru! Salutare! Mulțumesc de invitație! Eu sper să-ți fac pe așteptări, știi că eu te văd tot activ în mediul online, cu chiar live la domiciliu, în relaxat. Mie încă lipsește chestia asta când stai așa, știi cum era la unii trainer, business trainer, cămaș, cravat, dar în chiloți sau în short, știi? Lipsește narghilea. Da? Aici, dacă era, ne relaxam total. Nu, dacă azi o să vorbim despre bani, despre toți mă întreabă de milioane, cât milioane face Rus Consult, dacă eu deja cu lopata euro în Moldova, la oamenii ăsta e intrigant, deci ești titlul de azi din dialogul nostru ca să fie atractiv ca un cărligel, hai să vorbim despre milioane, despre bani, despre business și din cei care tu în viață mi-ai dat careva idei în bolduri, ești și tu. Și sper că cei care ne urmăresc acum să fie prezenți până la final și să audă din dialogul nostru câteva concluzii, idei, concluzii, greșeluțe, insideri. A să aveți ce lua notițe, mențineți-vă la un ceai, cafea, cine e deja acasă, care să uită ulterior la acest live să mai facă distribuiri, că noi totdeauna, eu înclin număr, știi, când nu ai multă audiență sau ceva, dar eu fiecare inimioară, da, 7 inimioare, 5 distribuiri, de aceea sper că tu și audienții mele și dintre ai tăi de acord să vadă, să ia ceva util din discuția noastră. Mersi încă o dată de prezență. Sunt convins că o să ia ceva util, pentru că după mine utilitatea de obicei nu e neapărat să știi ce trebuie să faci și să copii istorie de succes, dar să poți să iei și istoriile de insucces sau greblile luate de cineva ca să nu fie nevoie să le calci. Chiar dacă unii sunt de părerea că obligatoriu trebuie să trăiești eșecul ca să poți să ajungi acolo unde îți dorești. Sper că în dialogul de azi, știi, ca să le spun dinainte la cei care ne vor urmări de pe acum și cei care vor intra pe parcurs, să înțeleagă că noi azi vom vorbi despre vise, despre frici, despre afaceri mici, despre afaceri mari, despre greșeli, despre regrete, despre bani puțini, despre buturuga mică, cum poate să răstoarne carul mare, despre fenomenul Vitali, care eu l-am cunoscut la tine prin 2015 ca o proprie harismă, cu toate că tu aveai prin 2014 niște expresii când te-am cunoscut în Chiara și nu mai țin minte, tot un fel de coaching atunci. Da, da, da. Am participat eu la mai mult în evenimentele, în business. În genere, într-un final vom ajunge la niște concluzii, cum Rus Consult deja a ajuns la un succes mai mare decât eram 5 ani în urmă. Faliment din criză și contrabandă sau alte probleme încă la așa consecințe ne ferește Dumnezeu și mintea noastră și sper cei care ne urmăriți să luați careva învățăminte, lecții, recomandări, concluzii și de la mine și la Alexandru. Eu am câteva listuți cu întrebări, dar le-am lăsat într-o parte, nu vreau să fiu robotizat și regizat, vreau să fie așa un dialog mai, ce mi-amintesc eu mai important și cred că într-o oră o să ne încadrăm. Întrebări și comentarii, am înțeles că ar fi o posibilitate să le oferi un cadou, o surpriză, poate mai multe detalii. Da, spuneam că putem preveni faptul că o să fie multe comentarii din astea nu la temă, de gen dacă când ai să întorci datoriile, pentru că mai sunt de cei care trăiesc cu istoria că eu am avut mulți ani de zile mari datorii și probleme din cauza aceluiași business de care o să vorbim azi. Putem să-i rugăm să nu se mai chinuie și să nu se mai trolească aiurea, dar pentru întrebările... Ați scot ochii și până în ziua de azi careva greșeli? Nu, dar e ok, eu sunt absolut ok, adică nici nu mă deranjează, dar să nu se chinuie, să nu-și piardă energia, dar pentru întrebările adecvate am zis noi că o să oferim un cadou, oricare întrebare, chiar dacă nu o să reușim să răspundem în direct, să oferim un participare la programul de coaching de 790 de euro, programul respectiv, deci mâine o să fie extragere, probabil voi o să puteți face extragere și oricare întrebare la subiect, ce ține de business și de dialogul nostru de astăzi, unul din voi ar putea să le ia. Atunci lumea să ne dea nouă câte mai multe comentarii și întrebări utile, adecvate, facem un random din ele, alegem una bună. Absolut. Și este un câștigător de câteva sute de euro și nu puțini. Da, da.
Dar nu e atât de bani cât e de program în sine, care e unul Cosmos. Am înțeles. De aceea, încă este un motiv suplimentar să participați la dialogul nostru. Hai să-i dăm un start, cum zic eu. Știi ce eram curios? În genere, până te cunoaște eu prin 2014, până m-am încălzit cu idei de training, de cursuri, că eu atunci eram într-o perioadă activă să asimilez cărți, business trainer, ți-am minte și Hubbard, și Adizis, și Laurent, apoi Angry Business din Moldova, de la noi din țară. La voi când am nimerit eu, de unde tu ai apărut în genere în domeniul ăsta de coaching, de training, de cursuri, de instruiri și ce te-a motivat să iai filiera asta, nișa asta? Dacă toată istoria lungă pe scurt, în 2000, până în 2005 în domeniul ăsta construcțiilor ca și majoritatea, cu tot întâi prin țară, pe urmă prin Ucraina și pe urmă în încercare de a pleca pe psihotare, nu ne-am reușit până la urmă să facem mare treabă pe acolo. Am fost prinși pe la vamă, pe la frontieră prin Germania, am fost în stat închis în Germania, pe urmă în Polonia, pe urmă deportați înapoi în țară și am înțeles că tare repede înapoi în Europa să mă duc ca să-mi fac de un Opel Vectra și de un Nokia 3030 nu o să reușesc, trebuia să gândesc ceva deja aici. Și din motivul ăsta și foarte întâmplător că de fapt căutam fie aici, fie spre Israel și aveam deja contract spre Israel, dar între timp foarte întâmplător m-am interacționat cu o persoană care din domeniul asigurărilor, care cu toată istoria din spate m-a băgat în domeniul respectiv. E un domeniu în care nu mai lucrez cu mâinile și cu picioarele, dar trebuie să lucrez cu capul. Pentru că domeniul asigurărilor, mai ales de viață, asta înseamnă un cu totul alt nivel deja de comunicare, de oameni, de eu fix cu câteva luni urmă, stăteam cu șpariul și cu șpăcăvcă și facem evraremont pe la Odessa. Și în cazul dat era clar deja că tu ai nevoie de un alt tip de pregătire, iar ea la mine, foamea asta de informații, era încă de prin anii universității începusă, chiar dacă până atunci nu prea citisem cărți. Și în domeniul ăsta asigurărilor, galopant a început dezvoltarea asta personală, dar ea absolut nu avea niciun scop de genul eu să ies și o să învăț pe alții. Doar că după 2-3 luni de rezultate pe care le dădeam în domeniul asigurărilor, vânzări, că facem rezultate la 22 de ani, care nu le făceau alții, care aveau 40 de ani și câțiva ani în domeniul respectiv. Și ei început să mă scoate în față. Hai și o să vorbești la alții. Hai, iată, cum faci tu, o să le spui și o să înveți și pe ceilalți care. Să facem prezent pe ieri deja. Și atât de acolo a început și dorința asta de a, exact atunci a început, în 2006-2007, crearea cluburilor de dezvoltare personală, primul club de oratorie noi l-am creat, primul club de cash flow, de educație financiară, primul club din ăsta oficial de mafia, club de dezbateri pe lângă care mai erau. Mai scurt am început tot crea cluburi de dezvoltare personală, cei care erau la mine în echipă, participau și în aceste cluburi de dezvoltare personală. Că tu ai observat deodată de mai de mult, de la începutul, după universitate, abilitatea asta de a comunica, de carismă, de... Dar nu cred. El mai degrabă era... Da, este ceva să observ, dar nu... eu m-am observat că sunt. Eu am înțeles că îmi place să împărtăș. E mai degrabă fenomenul ăsta a venit din dorința de a împărtăși ce cunoști. Era o etapă, știu, sigur ai trăit nu odată, când tu așa de multă informație acumulezi încât parcă vrei să o spui cuiva, vrei să o transmiți cuiva și atunci și rețelele sociale nu erau. Atunci puteai să aduni mai mulți tineri pentru așa weekend și să le spui lor, ai citit o carte și repede vrei să o transmiți la alții. O transmiți la alții pentru că inclusiv transmițându-o tu mai bine înțelegi informația respectivă. Pentru că nu înțelegi cu adevărat informația când o asimilez, dar atunci când o poți lămuri altora, explica pe dește. Și atât chestia asta a făcut ca la un moment dat în câțiva ani de zile, prin 2008 deja, să înțeleg, eu cred că pot să organizez ceva mai mare. În 2007 am organizat primul meu training, business training. 2007, costul... la ce vârstă erai tu? 23. Și... aveam o dilemă, ce preț trebuie să fie la trainingul ăsta, mai scurt 3 lei. 3 lei a costat trainingul, el a fost într-un cabinet, cam așa era, și am adunat pe toți cei pe care îi cunoșteam vreo câțiva, în total erau vreo 12 sau 13 oameni.
și prima experiență și asta, și ce a fost cu Steam? Eu cred că de atunci ni s-a pus pata, știi, pe organizare de evenimente, pentru că am strâns de la 13 oameni câte 3 lei, dar coffee break-ul și la sfârșit tort, șampanie și ceai m-a costat 128 de lei, țin minte și acum. Deci era pe minus din primul eveniment. Asta a fost prima experiență. Și până în 2008 am invitat un trainer din afară și iar am dat bară pentru că n-am calculat corect și... Nu ți-a returnat nici investiții. Nu, și, dar nici nu știam ce înseamnă marketing și în 2010 încă o încercare. Și în 2010 încercarea asta sănătoasă de, în care noi deja visam în cosmos și mai ales că Alan Pease a spus că el o să vină și o să ne facă. Dacă primele două încercări au fost prima minus 100 de lei, a doua a fost minus vreo 2000 de euro, a treia încercare a fost minus 150 de mii de euro, care s-a transformat în 350 în 2 ani zile. Și cum ai rezistat la așa minus mari de mii de euro, să nu stai vinile, da, să nu-ți spânzuri la balcon? Da, știi, eu în așa moment, eu nu prea înțeleg oamenii, dacă nici n-am discutat la subiectul ăsta niciodată, dar eu nu înțeleg oamenii care merg la suicid în așa contexte, pentru că este egoism pur. Pentru că tu idei n-ai, dacă încă n-ai copii, probabil, care inclusiv ai crescut, cât suferă părinții și cât o suferi toată viața, pentru că tu ești așa un fricos, că altfel nu poți să numești om. În afară de părinți deja mai sunt poate copii, familii, oameni dragi, asta pentru că și pentru că tu pur și simplu ai greșit și n-ai vrut să recunoști că după asta să lucrezi ca să treci peste. De asta n-am avut niciodată gândul ăsta, chiar dacă a fost greu, evident că a fost greu până alaltă ieri, într-o formă sau alta. Dar mi-am asumat chestia asta și atunci când a trebuit să ascult și azi, să ascult nouă dată tot felul de hate și tot felul de întrebări prostești, pentru că le dau de obicei oamenii care nici nu te știu și nici nu au interacționat vreodată cu tine, atunci nici nu te superi, dar și înțelegi că o meritat. Străiește 100%. Azi dacă mă întreabă cineva dacă aș schimba ceva, nimic. Chiar dacă a fost extraordinar de greu. Chiar dacă ai însorit de amășa la cap? Absolut, pentru că puterea cuvântului și a faptei astăzi, după ce s-a trăit, este incomparabil. Deci, stimați urmăritori, până a discutat de succes de mii de euro și sute de mii de euro și milioane de euro, trebuie să ne uităm un pic la Alexandru, cât îi se vede un pic șire de păr, dar el e deja... Aici fiecare comentariu, apel, mesaj și chestii de genul. Nu, să uitau și colegii mei, că ce facem noi, ca să revin la idee ce spui tu, eu acum tot mă sunt un fel de vreo 2-3 ani încoace, mai ales când deja am trecut de pandemie, de criză, când criză statul ne-a promis suport, eu deja aveam la 100 de colegi, acum la jos consultă aproape suntem 130 de colegi. Adică o organigramă aceeași cu departament de marketing, departament de produse, departament de vânzări, departament de HR și instruire, secții interne de instruire, secții de calitate, ce am învățat, administrativ juridic, respectiv vreo 4 nivele, șef, șofșor și tot, respectiv jos consultă pe lângă birocrație, deja e o organigramă care în țara asta nu m-a susținut niciun businessman, niciun credit și tot așa eu de la coada vașă și de la sap, adică eu știu ce înseamnă prin proprii grebli, dacă ne-ai spus ideea că după pandemie, când am dat și creditele și microinvestul, adică am intrat într-o fază de criză de 10 de mii de euro și aveam credite, nu era săptămână să nu fie câte o rată sau câte o datorie, lăsasem în casă, dar bine că aveam și lăsat în garaj deja mașini, casă și asta a fost în 2019 și prost picior. Și deja am acum, azi de azi mă sunt financiar stabil, că am încheiat cam toate creditele, toate leasing-urile și microinvest, ce era mai scump și la niște cămătari mi-a luat niște procente, eram peste tot. O leacă, știi vorba și ea, la genunchi, la burtă, leacă în gât, a respirat, statul până în ziua de azi nu m-a mai susținut, dar mă bucur acum ce spuneai tu că deja după 2020 am și eu un pic de mâncărimi și mă rup fanteziile să mă împart acta. Life-ul de acum și dialogul nostru, loc să mă duc și eu acasă la copilaș, eu discut cu tine și în fiecare lună hai acolo și am mai par la televiziune și am mai fac eu niște postări singuri. Adică m-am prins la ideea ce spuneai tu că mă rup fanteziile din toată experiența asta, că eu am socotit de am 132.000 de euro băgate în cap. Cărți gratuite, cursuri gratuite, nici nu intră în calcul. Dar cel mai scump am și de 1.000, 2.000 de euro training-uri, cursuri. Pe de o parte mă îndric că m-am zis la casino și nu am băut. Pe de o parte mă bucur că dacă este așa valoare în cap, să nu o țin numai pentru jos consult, pentru colegii mei,
am idee deja, poate acum ca un training, știți, mai înveți să vorbim public, mai un pic de tonul vocii, intonații și să dai informații. Încă nu m-am gândit să o customizez, că nu mă sunt încrezut că eu sunt așa de valoros ca oamenii să mă plătească. Poate o să încep și eu de la un training de 3 lei sau ceva mai, știi cum, ușor, dar mă bucur că dialogul nostru de la început a început nu cu experiența negativă, că cei voi care ne urmăriți acum, ce îi spune Alexandru asta, că e la iceberg, toate greutățile, presupun și crizele și provocările și partea aceea grea când poate și lacrimi curg și vrei să dai cu capul de păreț, asta nu mă las să rămân la noi în suflet, că să nu-mi bat mamă în jeli, dar zi tu măcar din toate greșealele, experiențele, creditele, datoriile, cei ce ai tu la ziua de azi, ce ți-o ne rămas ca partea bună care tu ai putea să o spui la lume, nu știu, mentori, cărți, training-uri, ce pierlele care ți-au dat putere, trei de caracter, învățăminte, te-au făcut cei tocmai, ce ești tu acum azi. Tocmai asta e și ideea, că dacă noi vorbim despre partea asta de credite și de ele, cred că sunt cea mai mare școală sau învățătură sau, pentru că atunci când e vorba despre un curs, un training sau mai știu ce acolo, tu poți asculți, dar poți să nu asculți. Nu pentru că nu te obligă nimeni și pentru că nu e nimic strașnic dacă nu o să. Dar viața când te pune în ungher, acolo tu ești impus să acționezi, să gândești, să acționezi la viteză și să cauți soluții. Trainingurile, cursurile și multe instruiri pe care le-am avut noi, inclusiv facultate, toată instruirea asta oficială pe care am avut-o, ea e după strategie de just in case. Învață, poate ți-o prinde bine în viață. Când ești în teren, în practică, și am trăit noi deseori, întâi am trăit partea practică și pe urmă teorie. Aici tu trăiești după strategia de a învăța just in time. Ți-i trebuie exact aici și acum să afli un răspuns la o întrebare pe care tu repede trebuie să găsești acel răspuns ca să poți să supraviețuiești. Antreprenorii în fiecare zi asta o trăiesc într-un alt context, într-o altă formă un pic. Azi eu am o problemă cu marketingul, cu angajații sau cu ceva și eu azi caut exact acest curs, exact această carte sau exact acel expert ca să mă poată ajuta să depășesc problema respectivă. Aici cred că avantajul celor care trec întâi prin practică și pe urmă iau teoria. Iar la mine a fost practică, după practică, după practică, după practică, după practică. Între timp citeam cărți și înțelegeam, numai că era un fel de, eu cu o secundă înainte de greșeam și după care învățam, știi? Adică după, cam așa a fost tot timp, pentru că eu, și acum mi-aduc aminte, noi în iată acuși o să fie martie, 25 martie lansasem eventa în 2010 cu doi parteneri. Și eu parcă vedeam deja cum arată o companie internațională, noi nu deodată națională, internațională, că așa era, international learning, dracu știi, și mai era pe acolo, school, numai la... Dar de unde o port în genere în vremea aceea ca să inviți de ăștia străini, vedete, staruri internaționale care costau, eu nu știu cât costă... 25.000 de euro el atunci costa. Și toată cheltuiala pe care noi am avut-o timp de practic. Știi care e faza? Că eu acum când vorbesc startup-urilor, antreprenorilor despre celula ideală sau despre pașii pe care trebuie să-i facă, o bună parte din ei nu înțeleg la ce mă refer. Și când îi spun, uite, pornești cu ceva mic, testez, dacă merge, după care îi extinz, dacă nu merge, schimbi, ajustez și tot așa. Și de fiecare dată una așa și așa. De Alexandru, vreau să-mi deschid o rețea de restaurante. Care rețea? Tu un restaurant? Dar care restaurant? Tu acasă? Poți să faci întâi niște kebaburi să vezi dacă ți reușești sau nu. Exact. Eu vreau, Alexandru, o rețea de saloane de frumusețe pentru că noi vrem să ne extindem, poate franciză chiar. Care saloane? Unu, dar bine, dacă tu poți să închiriezi undeva un spațiu, un scaun acolo să faci ceva. Dar acasă, tu poți să începi întâi cu manicură și ești, după care să vorbim. Apoi noi... Asta de fapt și-am făcut. Deodată o companie internațională, nu doar Moldova, ci Moldova, deodată în România, dar poate chiar și pe lume, și o să fie în domeniul organizării de evenimente cu speaker internaționali. Eu, fiind cel care am citit atâta carte de prin 2005-2006 din astea de dezvoltare personală, în 5 ani de zile deja e în lung și în lat.
și pe Alan Pease, și pe Brian Tracy, și pe Kiyosaki, și pe Tony Robbins, eu pe toți știam de parcă știi că pe Instagram desuri, când urmărești pe cineva, îți pare că trăiești cu dânsul și vă întâlniți pe stradă, el nu te urmărește și el ți-e pentru tine străin, dar tu pentru dânsul, în fine. Apoi așa și eu am decis că dacă tot organizăm... Ți-a părut să dă destul expertiză, încredere că hai. Nici nu că o să pot, dar că toată lumea, eu de acolo era ideea, dacă toată lumea știe deja în Moldova, și pe Alan Pease, și pe Brian Tracy, și pe Kiyosaki, și pe... De ce să nu invităm? Și am făcut noi un calcul minim. Eu țin minte cum stăteam la masă cu trei parteneri atunci și număram. Nouă neșeri la fiecare câte 20.000 de euro profit la fiecare. Și noi ne gândeam, la telecentru era oficiu, stăteam la masă și țin minte așa cu noi, unul pe altul întrebam, dar ce să faci tu cu atâția bani 2010? Unul spune, eu mă gândesc că să iau o mașină de vreo 6.000 de euro, mai scu părinții să ajut și restul, și era un fel de și restul, tipă, nu știu ce să fac, știi? Cât 60.000 de euro trebuie să ne iasă la 3 și noi deja împărțăm jițelul unifătat și mai departe s-a început organizarea. Și evident, un an de zile, o companie așa serioasă ca noastră, pentru că noi, hai, cine întâi să aducem? Și ne-am gândit, Brian Tracy era ocupat, Tony Robbins ne-a spus 1 milion și era prea scump, Kiyosaki cerea 500.000 și era prea scump, Brian Tracy a spus că noi am sunat pe toți și când a răspuns Brian Tracy și a spus 25.000, dar am spus și soția, cu soția întâi a vorbit și Alan Pease 25. L-am întrebat, da, și noi l-am luat pe Alan Pease cu 25, el a spus că în octombrie sau în 5 noiembrie, ceva de genul dat, octombrie sau noiembrie era liber. Și iată așa s-o primit să ne planificăm. Un an de zile, cheltuială pentru că noi, evident, o companie serioasă, oficiu, un centru de 1.500 de euro, 1.500 de euro în 2010, ani de criză, la summit events deasupra acolo. Numai lumina noi plătim câte 10.000 de lei pe lună, vară, iar nu contează. Avem angajați, asistentul. Dar m-ați finisat criza cei imobiliari prin 2010. Dar nu finisat, e Moldova, e BNCP, anul acela era... În fine, și iată toată treaba asta au făcut ca un an de zile să se acumuleze și, evident, alte datorii, că noi încă nu producem nimic, adică noi fix pe dos cum trebuie facem. Și în 2000, și în iarnă încă a venit el și am făcut un eveniment și am dat-o în bară. După dânsul era programat deja Gandapas, a venit, am dat-o în bară, minus cu dânsul. A mai venit ăsta cu time managementul, Gleb Arhanghelski, am dat-o în bară. Mai scurt așa a fost. Un eveniment totuși cu un oricare de astea mai mari, care e deja cunoscut în lume din traineri ăștia, a fost plus? A fost Hakamada. Hakamada, când am adus-o, a fost pe plus. Dar știi care e faza? La un moment dat era așa de mare bulgările care îți venea în cap din spate, încât tot ce făceai în față nu se simțe. Adică tu până când vindeai pe Hakamada, tu erai ușit de buldozerul ăsta din spate care tot te ajunge. Dar ce te-a ajutat să reziști la stres, la probleme, la creditori, la datoriile acestea? Care eu... în suflet sau tărit? Întrebarea asta eu desuri ne pun și desuri o aud. Dar răspunsul cred că e de fiecare dată unul și același. Eu am avut două momente în viață pe care le-am trăit înainte de toată criza respectivă. Primul a fost închisoarea în care am stat, fie el și 2-3 săptămâni. Dar eu țin minte în fiecare zi când te trezeai în cămiruța aia de 2x2 în închisoarea asta în care am stat atunci, la ora 5, la 6 ne trezeam, dar nu puteai să dormi și la 5 și eu ridicam așa capul, ochii în pod și spuneam, Doamne, dacă ies de aici, uite, promit, lucrez cât trebuie, la 5 dimineața și până la 10 seara, cotileț dacă trebuie tări, numai să nu stau închis. Ești Dumnezeu și așa zis, la, tacu și băieți, dacă vrei așa. Atât de greu era. Eu mi se dădea foarte greu ăștia patru pereți, chiar dacă înțelegeai că asta nu se ține veșnic și că tu ești acolo pur și simplu într-o perioadă de... Și a doua situație era fix în noapte, înainte de Alan Pease. El deja era în Radisson și aștepta, dar noi nu aveam bani. Noi căutam bani încă prin țară, mergeam la sud ca să aducem niște bani, pentru că îmi spuneau că transferul care l-am făcut n-a ajunsese și îi spuneau că trebuie să-l dăm cash, măcar partea de avion care era prima clasă și care era vreo 6.000 de euro pe atunci. Și în noaptea aia, mergând la sud cu automobilul, cu un partener și cu verișoara de mea, am nimerit într-un accident grav, încât mașina nepodlejit remontul. Grav, foarte grav accident, răsturnată mașina de câteva ori, lovit într-un copac și noi nimic n-am pățit.
Am ieșit din mașină atunci, asta era ora 2:30 noaptea. Și eu țin minte, mașina era pe parte și ușa șoferului a mea în sus. Eu am ieșit de acolo și am spus... Da, eram foarte stresat de la eveniment. Și în momentul acela am răsuflat așa și am spus, indiferent de ce o să se întâmple, dacă am supraviețuit în momentul ăsta, nu mă dau... Eu spun că stres, nebuneala și de organizare, minus bani, trebuie eu de făcut față la... Nu știu ce a fost, dar a fost încă un semn și eu după asta, de fiecare dată când era greu sau foarte greu în următorii ani, eu aveam astea două puncte de reper, știi, două picioare pe care mă țineam, în afară de cei și am spus un pic mai devreme, familia și părinți care nu merită să suferi din cauza că tu ești prost sau ai avut experiență proastă, în cazul dat... Încă ne-a rămas în viață. Exact. Nu? Sper că în viața asta știi cum la cei care poate tot ne urmăresc, dați-mi întrebări dacă doresc mai multe detalii ca să nu mă bag eu în ceva personal, Alexandru, dar am observat că la noi câteodată sau cel mai des învățăm dintr-o lecție, din ceva, din tăi, știi cum, Marcovca, cum zic eu, spierde, Marcovca zade, dintr-o problemă care a rămas, nu știu, un fir de ață în viață sau cum eu tot în 2007-2008 cu criza imobiliară, tot așa la procente, la 10%, tot așa cămătari, bandiți, care, cum spui, eu citeam întrebarea pe tine, fiindcă asta e o întrebare din propria mea experiență, când tot așa vrei să... Cer cum eu de unde am luat credite de la bancă, dar creditele erau pe mine, că eu aveam istorie creditare bună, prin 2800 sunt toți părțile și unicul care răspunde în fața, da, atunci cămătari erau cu gâtul gros, așa, nu cum în ziua de azi, că mă șantajează, of, mai spăriet, scriu plângeri, eu de-am la procuratoră, nu tu, acolo nu merge așa variante. Și când vine eu și bădeau cu ciorul în ușa, pipteau să îndoie și ușa și să îndri, și tot stătem și eu în frică asta, să fug din țară, să mă ascund, și mă bucur și eu că am rezistat, văd asta experiență și la tine și presupun că undeva să rup în cap, în suflet, în minte, în caracter, o voință de asta care voi rămân, rezist, chiar dacă dai în urmă cu picioarele, știi, cu da, zgrepșe, cu dinți, cu ghearele, dar să reziști că datoriile și legat de bani, un an, trei ani, eu nu știu câți tu ani, dar eu mulți. În 2012, din 2007-2008 creditele, țin minte cu ultimele agro în banc, prin 2002, 5 ani am întors. No, eu iată să 2010, din 10-11 practic, asta era, din 2011 până anul trecut, dacă mai mult a durat. Pentru că iarăși e vorba de niște lucruri și pe care noi... Știi, cu regret, la noi cu de 100 de lei datorii, lumea deja se bagă în pământ și nimic despre nimic nu vorbește. Părerea mea e că cei care tot citesc cărți de educație financiară, e chestie faină. Dar o citesc cu oamenii care în viața lor niciodată nu au luat un credit de măcar 500 de lei și tot în stânga și în dreapta se laudă. Eu niciodată în viața asta n-am împrumutat un leu. Cu și de laudat aici în principiu, pentru că banca e exact pentru asta, e ca să te împrumute, ca tu să, nu neapărat îți cumperi televizor, da, dar să poți să faci alți bani, dacă te duci mintea și cap. Dar ei nici una nu fac, nici alta nu fac și așa sunt mândri și sărași. Eu nu susțin evident creditele de consum dacă tu nu știi și nu poți să-ți asiguri că o să le poți întoarce sau achita, dar pe de altă parte, dacă și intri în datorii, la noi nu există un cum să ieși din. Pentru că foarte mult, la toți fațada e frumoasă. După ce au apărut interviuri la 1 noapte în care eu am, prima dată am vorbit atât din detalii despre toate problemele astea și toate datoriile respective, tu nu ți imaginezi câte sute de mesaje eu primeam și primesc în continuare de la oameni care sunt plini de datorii și care vor să vină să consult, evident pentru pragul ăla că probabil e diferit, nu probabil, dar să știi în sumele de care îi vorbesc. Și da, pentru unii și 10.000 sunt fel de sfârșit de lume, pentru alții cu 60.000, alții cu 130.000, cu divorțuri, cu bandiți, cu închisori și cu chestii gen dat, ajută-mă și să fac. Și eu înțeleg că și singur nu am făcut multe lucruri pe care aș fi putut să le fac mulți ani la rând. Și abia încoaș, când probabil deja de 100 de ori auzând sau înțelegând dintr-o altă perspectivă lucrurile, am făcut niște acțiuni, niște pași de gen comunicarea cu fiecare din ei, puțin, dar regulat și întotdeauna, când am avut comunicare cu fiecare, da, când primești 100 de mesaje și tu nu mai știi sau de apelul și nu mai știi cui să răspunzi și dacă vrei să răspunzi și mai bine deja faci ce vreți, asta e iarăși e o chestie tare grea și care te consumă. 90% din creierul tău, dacă nu 95%, el absolut nu funcționează. El nu se gândește la produs ceva.
el se gândește la să răspund sau nu la apel, cum pe ăsta să-l împac cu ăsta, ca aici ca să spun, asta e prostie adevărată. Și azi am avut o consultație și el spunea că am 5.000 de euro și el vorbește așa de parcă e gata să ștai vinile consultiul, da? Și tu spui, ok, și vreau mai repede scăp dânsele, antreprenor, start-uper antreprenor. Și spun, tu înțelegi prostii vorbești acum, tu în loc să te focusezi, tu pe tine te tai cineva pentru, nu, asta la banc. Câte acolo, câte 500 de euro, un an de zile și nu căuta azi sau mâine să-i întorci, asta nu o să te ajute cu nimic. Și nici pe dâns, nici pe tine. Câte 500 un an de zile, dar focusul tău pune la cu pe a produce ceva. Pe a produce mai mult, pe a fi mai, pe banii de, bagă în marketing, în dezvoltare. Și atât, parcă ar părea lucruri elementare, dar nimeni nicăieri nu le vorbește. Pentru că societatea toată judecă oricare datorie, judecă oricare context în care eu am avut, știi, interesantă istorie. Când toți ăștia ani de când am trăit toată povestea respectivă, au fost cei care m-au ajutat, au fost cei care după asta m-au fugărit, m-au hăit, m-au... Și după care noi ne întâlneam în diferite contexte și instanțe în care ei erau deja fugăriți. De altcineva. Bumerangul. Oarecum. Nu ne-a... Da, dar era... știi care e faza? Că aici tu înțelegi că totuși omenie, am eu impresia că uneori trebuie să vezi omul și să înțelegi, el are șansă să iasă de unde este, dacă tu măcar nu-l atingi, dacă nu poți să-l ajuți, dă-i pași, nu-l neca mai tare. Și atunci asta o să-și spun. Îți spune două concluzii din tot ce mi-ai spus tu, care mai am și o mie de meu și cu experiență și cu datorii și credite. Acum poate, hai că după criza asta și pandemie s-a un pic, s-au scumpit creditele înapoi, dar era foarte leger să dai, de exemplu, 7-8-10% în valut pe an, asta e un procent chiar pe lună, asta e 12% pe an, decât cum era odată în 2005-2008-2010 când tu dădeai 10% pe lună și 12 luni 120% credite. Noi la evenimentul cu Alan Pisa am avut 5% pe zi. 5%? Pe zi. Pe zi. Apoi, sumă de 20.000 de euro. Să fii nebun de cap, exact. De unde sunt toți banii. Exact. Și a doilea, care poate, nu știu, aici să te expui și tu, este așa o idee vândută, dar presupun că e o manipulare, care eu încă nu înțeleg, unde se expune că antreprenorii poate să aibă 1 milion, 5 milioane, 10 milioane și să dai faliment până la zero sau un minus. E că eu stau și mă gândesc, băi, am avansat prin atâtea greșeli, plus și bonusuri, și training-uri, și cărți, experiențele proprii și parcă am undeva ca tare sedimentat un trigger, o frică că poți să ajungi la un succes de milioane care îl visez chiar și în țara noastră, cum și la Just Consult încerc să dezvolt și stau și mă gândesc, dar unde eu pot să fiu prost mâinii pe mâinii și să aterizez pe burtă la zero sau un minus, știi? Eu cred că e posibil asta. Când tot se vinde, ca, să zic doar, milionari în Europa, în Statele Unite, falimente de o crescut la cifre de afaceri cu multe zerouri, știi, cu 7 cifre și mai în sus. Eu cum tu te uiți la aspectul ăsta sau cum tu ai așa o concluzie la așa faliment de milioane? Eu cred că e posibil asta, păi, dar doar într-un singur context și absolut nu economic. Uh-huh. Adică dacă asta s-ar întâmpla, asta poate să întâmple doar dacă politicul. Altfel n-are cum. Economic? Să ajungi la un nivel mai... Nu, să încurci cuiva tare sau să nu te înțelegi cu cineva. Și asta nu e doar despre țara noastră, asta e oriunde în lume, dar în rest, pur economic, nu are cum o afacere, pentru că orice afacere a crescut treaptă cu treaptă. N-are cum, ea nu e liftul, nu ai câștigat în cazino sau la loterie, că exact așa cum ai câștigat, să-i pierzi. Tu poți să testezi o ipoteză luna asta sau luna viitoare, să mai faci o investiție încă într-o filială, nu a mers și ai venit cu o treaptă mai jos. Dar n-are cum tu să crești treaptă cu treaptă 100 de etaje și pe urmă pur și simplu scazi ca din lift. De asta unica ce ar putea să fie și asta se întâmplă și nu putem să ne ascundem după deci, asta e în cazul în care se implică politicul, mișmașuri la nivel de stat, unde puterea este incontestabilă. Între jocuri prea cu mișcări. Da, da, și nu te-ai înțeles cu cine trebuie. Dar așa, pur și simplu, e că la mine era o companie de 130 de oameni și brusc ei toți au dispărut, oficiul a dispărut, clientul a dispărut. Nu există așa ceva. Nu există în oricare business. Tu până la urmă, urmă, dacă e producere și ceva nu a mers, cel mai mare furnizor și cel mai mare cumpărător nu mai ai.
tu vinzi ceva și oricum nu, nu ești pe zero. Nu de genul, Doamne ferește de un accident, Doamne ferește de o depresie, de o problemă în familie, personală. Da, dar pentru asta tu ai ceva. Director și proprietar fiind, tu ai moștenitori. De asta oricum nu are cum business-ul să dispară. Da, eu pot, dar business-ul nu dispare. Și toate activele rămân pe familie. Mai departe aș vrea să trecem poate dialogul încep ceva mai rozov, mai frumos despre partea asta totuși de vis realizate, de ce se merită să încerci, nu știu, să ajungi măcar din un simplu angajat executant, măcar la un middle management sau un top manager, ca să împarți riscurile într-o companie unde un top manager și în Moldova are șanse, presupun, la succes, la o remunerare bună. Chiar foarte bună, aș decât să fii un startuper care trebuie să fii și marketolog și recrutare și organe de control să reziști și toate la pachet managementul afacerii, când tu ești 10 în 1. Eu mă uit, încerc să stimulez pe colegii mei că mai bine câteodată să ai o stabilitate financiară și profesională într-o companie și ajuns consult, care noi încă avem loc, normal că mult de crescut la nivelul de alte top 100 de companii, dar sau direcția startup, dar acolo sunt alte niște riscuri. Zi-mi un pic din recomandări care cei care ne urmăresc, care se află în ipostaza de angajat simplu pe 8 ore și îl papa, mulțumesc că azi m-am dus acasă și m-am relaxat, ceva care au top management și responsabilitate mai mari și trei care au idei, vise, ceva despre visă și riscuri de startuper sau de top manager, tu ce recomanzi la audiența ta care vin la cursuri? Toată experiența noastră de aia de mii și dacă acum luăm și cei care sunt pe online, zeci de mii de antreprenori care am interacționat și lucrat, arată că sunt angajați care au mult mai bune salarii și mult mai mare dezvoltare personală decât unii antreprenori. Și sunt antreprenori care poate să aibă salarii mai mici, dar să fie mai fericiți. Și sunt, deși sunt foarte multe contexte în care oamenii poate să fie atât fericiți cât și nefericiți, atât cu bani cât și fără bani, etc. Mm. Zic asta acum pentru că lucrând mai ales în ultima perioadă, avem programul ăsta Startup Marathon, vedem că de mulți oameni din angajați își doresc să devină antreprenori. Și intră în domenii, chiar azi m-am uitat în statistică, noi acum, două, trei zile în urmă, am început, avem 1150 de oameni în grupul ăsta de Startup Marathon și am făcut statistică și chiar azi ne-am uitat cine și din ce domenii. Evident, dacă tot pornim de la start, acum în ultimul timp este hype-ul ăsta pe vânzările online. De ori și de oriunde. Să fac bani mai ușor pe vânzări online, intermediere. Instagram, Facebook. Dropshipping, tata. Exact. Și atunci, nu, vreau aproape 40% din cei care sunt aici, dintre ăștia 1000 și din domeniul respectiv. Pe urma, doilea domeniu, după statistică, e beauty, după care sunt intermedierile, instruirile, etc. Sunt multe niște de business acolo. Dar observând dorința lor la majoritatea de a fi într-un domeniu anume, eu înțeleg că ei nu înțeleg că ăsta în domeniu nu e chiar atât de ușor pe cum pare. Pentru că eu înțeleg, dar eu de acolo vând în partea asta și am făcut acolo niște bani. Cei care sunt deja cu experiență în vânzări online înțeleg că tu întâi trebuie să găsești furnizorul bun care nu întotdeauna e din credere din start. Tu trebuie să ai pagina de Facebook, Instagram și să începi a promova acolo produsele, dar să ai oi ca să știi ce produs să alegi, ca să le poți pune la promovare, să te înțelegi cu furnizorul respectiv ca el să le transmită și tu aici să le întâlnești unii ilegal, alții mișmașuri, după care să răspunzi la 100, 200, 300 de mesaje pe zi la toți clienții și asta înseamnă și dimineața la 7 și seara la 11. Indiferent vrei, nu vrei, îți place, nu îți place și asta e la minut, tu nu mai ai liniște și tu nu mai ai. Și toată treaba asta e pentru ca să ajungi până într-o 1000 de euro în prima, a doua, a treia lună, dar unii așa trăiesc și câte un an jumate, doi cu 1000-2000 de euro. Poate pentru cineva asta e ok, că el cel puțin nu lucrează la cineva. Ar fi de altă parte. Sunt oameni atât de capabili care ar putea să lucreze manager de vânzări, cu un salariu de, inclusiv peste 1000 de euro pe lună, în marketing, în social media, angajați undeva în companii, nu neapărat top management, middle management sau chiar și cei din primul linie și care să facă aceiași bani. Și da, el să lucreze la oră la oră pentru că în afara orilor nu e necesar să lucreze și nu trebuie să și are weekend și are concedii și are și el, iată, unicul lucru care se cere de la el ca acele 8 ore pe care le petrece să le petreacă perfect, ideal, 100%. Eu în așa situație de obicei pun asta într-o comparație cu un chirurg care face operații la inimă, la copii sau la oameni, adulți, la ochi. Omul ăsta nu își poate permite să facă lucru la 99%.
Ori, eu n-aș vrea să fiu cel care cade într-un procent la dânsul. Și în cazul dat, dacă vânzătorul, deridicătoarea, paznicul sau oricine este acolo în companie ar lucra la 100% sau și obțin, ar depune efort și intenție ar fi de 100%, fix așa cum medicul ăsta care îți face operație la inimă trebuie să fie odihnit, relaxat, sănătos, concentrat, dedicat și să nu-ți gândească la orice altceva. Eu cred că tare fericit ar fi și mult ar avea de câștigat, pentru că tu poți fi neapărat antreprenor, poți fi intraprenor, să faci tot posibilul ca în cadrul acelei companii să crești. De la vânzător, la manager, vânzări, manager, director, vânzări, de la director, vânzări, la director, filial, la filială, la director, companie, până proprietarul să propună procent din companie, adică există unde de crescut și pe intern. Da, mă bucur că tu vezi, presupun dacă tu zici despre asta, asta își propui undeva la instruirile care le propui la audiență, întotdeauna ca omul să-și mărească valoarea și pe orizontală și pe verticală, acolo unde se află. Fiindcă de aici vin și, cum spun eu, rezultatul sau salariul este o consecință. Mai întâi abilități, competențe, creierașul ăsta să fii mai încrețit și da, cât el e mai valoros pe piață, totuși deja sunt mai încrezut. Eu merit, nu știu, ca șef de echipă sau ca șef de secție sau șef de vânzări, depinde de companie cât e mai mare, respectiv nu e un secret că antreprenorii, noi toți avem lipsă de personal. Avem lipsă de oameni care pot să conduc cu echipă, avem lipsă de oameni care sunt destul de dezvoltați cu abilități, cu competență. De aceea la recrutare e o flămânzală în continuare este problema de asta oameni care deja au ceva dezvoltat. Pentru că noi, eu mă uit la Just Consult, avem nu știu câte zeci de cărți, avem training-uri, cum am spus, și Habar, și Lorant, și Adizis, și tehnici de vânzări, și lucruri cu obiecțiile, și de planificare, delegare, control, și ce vrei, adică și tot e gratis. Dacă cândva odată trebuie de cumpărat, eu le-am dat full acces, navă, școli, instruire, în marketing, ce vrei, oamenii sunt lenoși, se duc la bibliotecă, la instruire. Și în cazul ăsta, bun, dar cum concurezi cu tine însuți sau cu alți competitori pe piață, nu știu, tu la training-urile tale spuneai că e câte 1000 și ceva de oameni. Zi-mi și mie câteva idei, poate cei care ne urmăresc nu sunt numai urmăritorii tăi, dar sunt și ai mei, prin ce instruirile, cursurile tale ajută oamenii, ce beneficii, ce valoare dai. Zi-mi vreo câteva idei dacă... Poți să te lauzi că oamenii să nu creadă că eu, special, dar chiar aș vrea să spui despre cine, ce propune acum pe piața de instruire Alexandru când, Bordea. Când s-a participat, când aveam noi programul ăsta de coaching, atunci când ați participat și voi în 2013 da, până în 2019, da. Iată, avantajul cursului de atunci era doing-ul, a face lucrurile. Adică spui și după asta trebuie să le faci. După asta au apărut cursurile online, mai ales în pandemie, noi asta am filmat, noi am dat acces, dar noi vedem statistica. Majoritatea oamenilor, tu le-ai dat curs, el și banii o plăti pe dânsul și el nu l-a deschis să-l vadă. Exact de asta, anul trecut eu am pornit programul ăsta de mentorat întâi, că să lucrez unul la unul cu antreprenorii și de acolo erau rezultatele în cosmos, dar am înțeles că sunt foarte mulți care fie nu-și permit financiar încă acest program de mentorat, fie nu-i comod că nu sunt pe loc, fie încă n-au, nu sigur, n-au idee și tot așa. Și atunci a făcut Startup Maratonul ăsta. Asta e un program în care 30 de zile toți oamenii ăștia stau într-un canal de Telegram închis. Ei toți au acces la cursuri oricum în varianta teoretic video, le dăm să le privească, dar fiind în grupul respectiv, ei trebuie să implementeze. Atât din 30 în urmă până astăzi, ei trebuiau toți să facă curățenie la pe rețelelor sociale, să aibă peste tot nume, prenume, poze comun peste tot, inclusiv Telegram, Viber, WhatsApp, descriere și cu viața lor, ca întâi de toate, pentru că acolo pornește tot, pe rețelele sociale. Tu nu poți să vorbești despre pagina companiei tale dacă tu încă nu știi cu ce mănâncă asta. După care fiecare dintre ei toți trebuiau să facă stories-uri în care ei să vorbească. Deci cândva, eu mulți ani am fost în public speaking trainer și atunci era problema numărul unu, că eu mă tem să ies în fața lumii, tipa, să vorbesc, asta e, mă tem, gata, pot să mă omor, dar nu ies. Acum fix așa e și omoară-mă, dar nu ies în stories, să vorbească lumea, e la fel de mare frică. Eu am presa că și nu o să inventeze pastila pentru a depăși frica de a vorbi în stories, o să devină multimilionar într-o noapte. Și iată, eu, e primul exercițiu, tem pe acasă pentru dâns și asta. Nu vorbim de cosmos și de, mai știu eu, lucruri practice, pe lângă și ce învățate acolo. Și tot săptămâna asta ei trebuie să-și aleagă dacă n-au idee de business, o aleagă și dacă au deja, să facă din ea celula ideală.
Și în cazul dat, deja, o să avem ședințele astea, seara le avem în direct. După asta, săptămâna viitoare, vorbim despre partea de promovare, extindere. Săptămâna cealaltă, vânzări. Programul e pentru că tu în 30 de zile să faci primii bani sau să dublezi rezultatele pe care le ai acum. Indiferent, fără teorii, fără oficii, fără SRL-uri, fără e ca complica lucrurile pe care pe urmă unii tare, tare le complică și pe urmă spun, dar eu n-am reușit pentru că n-am reușit încă să mă duc la, mai știu eu, cu AGP să înregistrez marca. Dar pentru ca să fac orice, ca să poată să fac primii bani. Și de ce mă întrebi tu acum diferența dintre cărți și practică? Pentru că informația, de fapt, costă zero. Aproape zero. Pentru că ea e implementată în principiu și folos din ea, chiar dacă plătit 2000 de euro. De asta pe mine mă interesează mai tare cât ai implementat, fie și rău și incorrect, și dar să încerci să implementezi, decât să te lauzi că ai trecut 5 cărți, 3 cursuri video și încă 2 seminari. Da, mai e regula asta, că dacă nu-ți faci lecția, nu treci, era la noi așa, atunci de la voi așa. Era, dar era grupul mic, acum e grupul de 1100 de oameni, n-ai cum să-i impui, dar... Pe de altă parte, știi cum deja am început să înțelegem și noi că dacă omului nu iarde, dar poate să fie așa că să nu iardă, n-are sens să-l împui. Nu poți să tragi creanga ca ea să crească mai repede. Tu poți să îndrepți direcția în care ea să crească ca să... Și cât costă cursul ăsta? 49 de euro. Ca să-i bombardați într-o lună de zile cu recomandări, cu... Și cu feedback din partea lor și cu ei trimit care și-au făcut și trebuie să dea tag pe Instagram și eu fac corectarea și spun ideea e bună, nu e bună, e foarte mult lucru, dar la ce rezultate s-o țin? 49 de euro? Da. Eu cred că lumea, știi cum, naiv să fii sau lenos să fii și să nu implementezi măcar numai niște cursurile care noi le dăm bonus costă vreo 400 de euro, dar noi le dăm bonus, cu intenție am făcut asta. Pentru că am spus și dacă tot spun, trebuie să țin prin fapte. Cursurile nu costă nimic dacă tu nu faci ceva. Iată, vrei să faci ceva, cursurile toate ți-l dau bonus, numai înscrie-te. Da. Și deja la a patra ediție. Noi prima dată am încercat de test și au fost vreo 250 de oameni, al doilea au fost 500 de oameni, al treilea a fost 1100 și acum 1100. Pe fiecare lună. Ia să scrie cineva în comentarii, ați participat? Chiar feedback de la audiență, de la străini. Noi acum și dacă tot vă zici străini, mi-a venit ideea că sunt mulți participanți la maraton, nu doar diaspora, dar la precedent maraton 40% a fost din diaspora, maratonul ăsta a treilea au fost 27% din diaspora, azi încă n-am, bă da, am reușit că azi am văzut raportul, acum și o să spun cât, dar erau și acolo o cifră destul de mare. Spun asta, știi de ce? Pentru că sunt din asta, eu înțeleg că sunt foarte mulți din cei care nu sunt din țară și care ar fi vrut să participe, să se dezvolte, dar n-aveau cum. Adică ar fi din Republica Moldova, dar plecați. Diaspora, da. Dar să poate fi români. Dar și, asta vreau să spun, și români avem, cetățeni români trăiesc acolo, au business-uri acolo. Sunt curioși de conținutul care nu doar dai. Curioși. Feedback-ul la toți cei care au participat din România este aplicabilitatea informației. Felul în care noi o dăm și ce cerem este absolut diferit de ceea ce au ei pe piață. Pentru că probabil noi, ca și multe alte domenii cu școala asta de est, suntem un pic mai practici. Noi cu yes, you can și cu, da, concret. Te-ai făcut sau n-ai făcut? Am impresia că limba română în formularea ei de training, de coach-uri, un pic e complicat ca la medicină, știi? Poate un fel fi. De terminologie de asta așa sofisticată. Ca exemplu, cineva din maratonul pre 2 participați și pe un 3. Deci el, agent imobiliar, abia discute 1000 de euro în medie pe lună, foarte greu, și de vreo 4 ani în domeniul respectiv. Luna ianuarie, cea mai proastă lună în general pentru domeniul imobiliar, el într-un oraș mic în România și luna ianuarie, în cea mai bună lună făcea 1000 și din an, de 4 ani agent, dar acum luna ianuarie el a făcut 4000 jumate, în ianuarie, în comparație cu 1000 jumate, cea mai bună lună pe care o avea, după maraton, pur și simplu implementat tot și consecvențe, da, și interesul lui. Că asta e o chestie pe care nu pot să o ignor. Adică atunci când el are omul interes ca să facă lucrurile, nu-l poate opreni. Lui trebuie o frază și restul tot se implementează. Dar la alții le dai dita mai poveștile. Dar
Ce urmează, cum se numește asta de 700 de euro? Sau asta e coaching, este maratonul de 49 de euro, de 30 zile la, cu 2000 de oameni. Coachingul este de 8 săptămâni, uh-huh, într-un grup mai restrâns de vreo 30 de oameni. Și este deja programul de mentorat, unde se lucrează unul la unul. Uh-huh. Și tu deja te uiți după maturitatea la ficați sau ei singuri decid? Nu, sunt cei care vin în mentorat de la zero pornind și fac rezultate de se duc în cosmos. Am înțeles, dar cine își ia decizia și răspunderea să cumperi de la tine ceva? Clientul, să zic, cel care te vede, nu tu decizi pentru dânsul, merită, nu merită, nu, ba ai filtre sau ba teste. Da, la mentorat, obligatoriu. Și foarte mulți din cei care au venit la consultații, Alexandru, vreau la mentorat și el are bani de mentorat. Uh-huh. Și el e gata să plătească și eu nu-l iau pentru că eu nu pot să-l duc la rezultat. Dar mentoratul e despre asta. Maraton, tu ai făcut, n-ai făcut deja la decizia ta. Coaching-ul eu pot să te ghidez și suma nu e atât de mică, nu e atât de mare de investiții și eu pot să spun aici, ai putea să corectez în stânga-dreapta. Dar mentoratul, dacă el vine și spune Alexandru, eu vreau să și eu l-ascult și înțeleg că el nu e gata, eu spun nu, eu pot să tu acolo mentorat pentru că și investiția e mai mare și investiția mai mare și noi lucrăm te implici în rezultat. Exact, eu în fiecare săptămână trebuie să mă văd cu dânsul și noi să implementăm niște instrumente. Și eu deja din răspunzător, are rezultat sau nu are rezultat? Într-un an și de când e programul de mentorat, sunt peste 200 de oameni care, cu care s-au lucrat unul la unul, cu unii o lună, cu alții un an de zile. Eu deja pot să-mi dau seama cam și mă așteaptă peste 3 săptămâni dacă eu o să încerc să-l conving, eu să-l conving că merită să particip în mentorat. Plus că nu mai este foamea când... Știu că sunt prestatori de servicii în piață și eu am trăit perioada asta cândva, când de foame să nu mori, accepți orice, da, faci, da, tot o să fie bine, dar acum îmi permit să refuz și chiar o să fie mai bine și pentru mine și pentru dansul. Bun, întrebări că era, îți admit că de la cineva mi-a scris-o, s-o acord, cum se mănâncă tema asta cu mentori? Trebuie mentor, nu trebuie mentor, când ajută mentor, când se încurcă mentor sau... mentor. Bună întrebare asta. Știi, eu o să spun ca exact ca în bancul acela când mergea un bețăvan pe drum și la un moment dat s-a ninat el acolo de o inscripție de asta, știi, pe o clădire și l-a luat evident băiește că el chiar de sector de poliție, știi, s-a ninat și nu-i plăcea lui cum scrie acolo poliția. Și l-au luat ăștia la sector, băieții, și-l întreabă, e că spune-i truc, și te încurca pe tine, vâviți ca așa, și te-ai ninat de dânsa. Da, e bisonul ăsta. Dar și ești voi? Poliția. Trebuie și scris, poliția. Înțelegi? E și el-și cuvânt. E că omul înțeles că acolo așa era scris. Apoi fix același lucru și cu mentorul. Adică, mentorul, uite, da? Sau mentor. E de atitudinea pe care o ai tu față de acest cuvânt și de persoana care stă în spate. Eu nu pot spun că am un mentor și iată el pentru mine e icoană, niciodată n-am avut. Pentru mine mentor a fost oricare om care am interacționat și care mi-a dat o lecție. Este coach? Ok. Unii este diferență cum ar veni că mentorul e cel care te inspiră, coachul e cel care te ține o leacă de mână și te îndrumă, da? Și îți mai dă întrebările și... Acum nu intrăm în teorie, că fiecare are teoria lui. Îți trebuie sau nu? Cu siguranță da, pe unii eu i-am cerut să mă sfătui, să-mi spui corect cum e și dacă fac bine și dacă... Pe alții pur și simplu i-am ascultat și dacă mi-a spus într-o formă anume și eu am vrut din tot ce mi-a spus eu, doar atât am luat atât și m-am inspirat. Mai mult decât atât, unii din mentori au fost exact cei care mi-au făcut rău sau mi-au dorit rău. Și, sau sunt cei care au greșit și eu am înțeles, așa nu trebuie. Asta e tot mentor. Uneori mai scump decât cel pe care l-ai plătit, că e o istorie de succes. O analogie ți-aș spune că am cunoscut când la o bere din cercul meu de prieteni, tot antreprenori, și spui tu, ia că ne-am dus, dar noi ne-am dus și noi de ieță și în Moscova, și 1000 de euro, 2000 de euro, și tu cum spui tu, el duce și contează ca mentor sau că apoi ca zemflim și că el a muncit pentru banii ce e, dar faptul că tu devalorizezi. Da, sau altul de alături, când era pe TikTok, era în China, știi, a luat 2000 de euro, dar a făcut așa, a intrat în creier. Și acel care arunca cu banul, că el e cu aer, dar mai director, și acel care, de exemplu, arunca sau, nu știu, odată și s-a părut că dacă a plătit CD-ul și ăla sau PowerPoint-ul și alea sunt răjă în cap, toți au dat greș până la urmă, fiindcă atitudinea față de ce a plătit banul lui, pe urmă tot el
devaloriza sau ei, nu a fost nicio succes, m-am cheltuit bani. Păi cheltuit bani presupun că eu fiind de rând cu tine, cum spui tu, o băcățcuță sau ceva, eu nu spun de mii și de euro am investit și tot. N-am fost și eu consecvent, că am și eu cărți începute, nici titi, training-uri cumpărate, cum spui tu, când m-am prins și la ideea asta. Și până în ziua de azi am câteva training-uri care numai, chiar și la Vadim Cușnir îi spuneam că m-am dus la mult și eu am fost invitat la ei la 1 noapte sau așa și mă întrebau, să Vadim, cu toată rușine și respect, anul trecut am plătit sau la Black Friday și ce dat, zic, las-o, cumpăr să fii. Dar zic, tu mă crezi că eu încă nu ți-am deschis școala ta, nici un curs, nici un training? Zic, hai cu unica scuză că eu de mamă văd câteva care trebuie să le mai finisez, știi? Și poate de ce am o scuză că n-am început, dar m-am prins la ideea că am plătit la Loren. La Loren, când odată, odată la promoție, full tot. Zic, băi, hai să eu tot, și cărți, și CD-uri, și tot ce avea Loren. Nu știu câte mii de lei am dat atunci, dar știu că chiar și la promoție nu a fost puțin. N-am mai scos-o în ziua de azi în capăt nici cu Loren. De ce? Sper că cei care acum, chiar dacă suntem o oră trecută, sper că o să mai reținem măcar vreo 50 minute, nu știu, vreun comentariu sau vreo întrebărică, dar sper că voi cei care ne urmăriți nu repetați ceea ce Alexandru sau eu am spus despre cumperi, știi? Nu destul, că pe urmă tot noi scoatem ochii, chiar că am dat atâția bani și nu-i de folos, dar tu măcar ai deschis cartea aceea sau cursul acela, sau morfă-i mănânci ceva, știi, sau stai cu berea în mână sau așa și tu chiar și cum treci cursul, știi, doar sunt niște recomandări și acolo, cum spui tu, alții, că ți-mi minte cum la universitate sau la examen, pșioarele în apă răci, noaptea, făceai un duș răci, că ți mai trezească, dar acum stai în zonă confort și nu-ți intră informația, știi, dar chiar dacă avem acum o oră trecută, am vreo 50 minute, dacă te mai poți reține și tu, fenomenul Vitalic. Eu vroiam ca tare în titlu să bag cum Vitalic poate să fac un milion de euro. Eu mă simțeam tot la Just Consult și odată am spus, am calculat cam ce cifre de afaceri fac eu și zic, bun, hai acum am ajuns la, că lumea nu mai intră în profit brut, profit net, cât cheltuieli, cât credite, dar cât bani faci de tot. Că de-am tu de cheltu, știu că ești bun, știi? Și eu calculasem atunci, zic, o cifră de afaceri de vreo milion de euro. Dar cum ai ajuns tu la asta, știi? Și lumea mai mult se uită la rezultat și cum spui tu la partea frumoasă care este. Nu se uită în spate și câteodată chiar poți, eu le spuneam, zic, este riscul. Și în ziua de azi, țin minte și acum, era o cifră de afaceri de vreo 3 milioane. Eu de-am eram mai încrezut, că de-am, un fel de mini... Uitați-mă un pic de sărășie de unde am crescut, de prășit. Și zic, 3 milioane cifră de afaceri de lei. Și când am calculat la sfârșitul lunii vreo 3.200.000. Apoi m-am nebunit cap la cumătate, prea prins în prumut 200.000, când nu mi-a ajuns eu, că mă la urmă rămăsesc la sfârșitul lunii salariile. Adică eu am avut cheltuieli mai mari decât am produs. Dar țin minte, odată aveam de la început, când eram la ICAM, 100.000 de lei încasări, cheltuieli plus minus vreo 70 sau 72.000 și așa mai multe luni la rând. Eu aveam profit net 30.000 lei pe lună. Adică și eu am ajuns să fac 3 milioane cifre de afaceri, muncem ca calul cu 20-30 de angajați. Și eu am fost în minus cu 200.000 de unde îți împrumut să aduc bani. Și mi-am amintit de, spuneam și la colegi sau la niște cunoscuți, dar cine este Vital sau fenomenul Vital, cine mai și deștept sau l-a mai inventat, și care e valoarea lui. Dar nu știu să-i dau o definiție. Și zic, bun, ia că voi ați urmărit life-ul? E o întrebare asta, să găsesc până la urmă la Alexandru, pentru că eu despre dânsul am auzit Alexandru. Și definiții despre dânsul sau fișca lui sau ideea lui, lasă-o dă-i o propoziție. Și dacă ai un minut, două, spune ce cu Vitalic, este așa cu fenomenul Vitalic. De unde ți-o venit ții în cap? Nu, el nu mi-a venit în cap. Eu fix așa cum spun și în cursul și în training. Din clasa 7, eu când am venit în oraș, în clasa 7 am venit, din clasa 7 până între 9, noi am avut un coleg de clasă, Vitali, care la fiecare sfârșit de trimestru, doamna dirigentă lua de ureche și catalogul într-o mână și pe dânsul în alta și la fiecare profesor, domn, puneți-o în 5, nu învață, dar măcar să ajung între 9 și turmă, duc să cu Dumnezeu. Și așa în fiecare trimestru, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, toți au avut așa ceva, nu? Și apoi între clasa 9, evident, valiză și hulughi și Vitali s-a dus în viață. Noi, evident, după clasa 9, ne-am dus la liceu. A 9, 10, 11, 10, 11, 12, bal de absolvire, țin minte și acolo, la Delius, la Botanica și acolo tăți frumușei, costumașă, florișele, așteptam să intrăm în restaurant, vine o mașină, să coboară din trânsa Vitali. Vitali este băiat real. Eu într-o zi l-am invitat, vin în Moldova, de să-ți fac o cândidată, de timp vorbesc și el spune, Alex, tu nu mă cunoști, eu m-am schimbat deja, el e în Italia, familie, în fine. Și
evident, noi toți frumoși, bravi și nu știu ce, dar mai departe, istoria e despre toți aldeii vitale, pentru că am trăit mai departe și eu în viața asta și mulți alții. Când după te duci tu la universitate, evident, pentru că tu vrei să fii om deștept și nu-ți dă voie tăi să faci altfel și altceva. Anul întâi, doi, trei de facultate și tot spui, lasă că noi încă să ne mai viața să arăte. Și evident, la, după doilea, treilea an de facultate, te duci la bal de absolvire sau deja când ești aranjat o leacă în viață, cărți de vizită, cu frumos gătit, chitit, venit cu troleu, mor de foame încă, pentru că salariul încă nu ți-a venit. Aștepți în sala de festivități ca să înceapă evenimentul și la un moment dat se deschide ușa și dă, parcă dau tur și intră vital. Cu două asistente, cu buchete de flori, la profesor, la director, la valea, calea, cu mașinul, cu șofer personal. Și tu în momentul acela, evident, întâi de toate te gândești că, da, ceva aici nu-i corect, dar și la un moment dat când doamna director vrea să dai cuvânt de mulțumire celor care vor să spună câteva din generația ta, tu îți dai seama că tu la cât de deștept ai fost și la cât de maladeț ești, tu nu ai curajul tupeu ca să ieși în față și să ții un discurs acolo. Evident, mâna pe microfonul spună Vitali. Și o să țin un speech acolo de profesorii la sfârșitul discursului lui, spun, ia că măi, așa cum era, dar maladeț Italia, că o ajuns-o, bravo Italia. Pentru că Italia acolo un cadou, un buchet de flori, un tine și... Și atunci tu înțelegi, îți vine întrebarea asta, băi Vitalie, și nu fac eu drept în viața asta? Pentru că între 9 eu am absolvit cu 8.33, între 12 cu 8.33, facultate am făcut, practică am făcut, m-am angajat să sârguincios, în fiecare dimineață mă trezesc la 7 și mă culc la dracu, știi, când reușește. Și încă nu-mi pot permite decât să am un bilet norocos de la troleu cu care am venit, pentru că numerele sunt egale și poate să am noroc în viață. Dar el e cu mașini, cu business și cu unii primari, alții președinți. Că vedem asta, tot în trășești țară trăim. Și atâta, când vorbesc despre fenomenul vital, de fapt nu vorbesc despre bădărănism și despre prostii, vorbesc despre tupeu și despre curajul și asumarea de risc și responsabilitate pe care unii o au și asta începe din copilărie, dar începe de acolo pentru că Vitalie nu a fost șoplit așa ca noi în viață. Lui nu i s-a băgat așa de tare în cap că tu trebuie să, că nu se poate, că nu-i frumos, că nu știe și pe urmă să ducă la universitate. Lui întotdeauna a fost o leacă pe barabanul și el a fost o leacă mai indiferent de ce crede lumea. Și da, și azi, uneori ți-i rușine să stai lângă dânsul. Știi, ispanski stâd, când e că stai lângă dânsul și spui, numai să nu se așezi lângă mine, numai să nu spui cum mă cunoaște. Dar lui e tot una. Și el își trăiește viața visului și el își are și își dorește, dar tu ești deștept. Apoi, există și un mijloc de aur, pentru că mulți alte vitalii, fenomenul vitalii, așa ca pentru altele, cei care mă traficau pe mine prin 2005, când mă duceam psihotare, într-o zi organizam noi un training, o conferință de asta mare de business și îl văd, intră în sală. Să-i zic tot Vitalic, chiar dacă nu Vitalic îl cheamă. Și mă uit la dânsul. Tu ce cauți aici? Eu ne-am adus echipa, 20 de oameni, departamentul lui de vânzări, au venit să instruiască. El se instruiește cu voi. Chiar dacă el era cândva Vitalic, acum el e businessman respectabil, unii dintre își primari, alții președinți, alții. Iată și e Vitalic și iată de ce e important ca să dezvolți spiritul ăsta, fenomenul ăsta în tine și dacă îți pare că e târziu, nu, poți să începi a dezvolta prin a-ți conecta camera la telefon și a vorbi în stories. Asta e prima depășire, dacă tot vorbim asta des în cadrul training-urilor de public speaking. Dacă e complicat asta, încearcă altceva, dar să înceapă să-ți piesă mai puțin de ce o să creadă lumea. Pentru că majoritatea nu intră în stories, nu pentru că calici, Doamne, mă iartă și nu știu cum să conectez o cameră. Dar pentru că imediat și pune camera, se gândește și o să gândească cei care îl urmăresc. Și nu străinii. Dar și o să gândească cu mătru, cu mătra, nanu, nana, vecinii și așa, ui, și așa este acum. Și om serios, parcă și n-avea ce faci. Nu ai cu ce te ocupa. E că serios. Bun, și o penultimă întrebare, frici, regrete, blocaj, ceva la capitolul ăsta mai ai la ziua de azi și dacă ai care blocaj, frici, regret? Cred că aș minți dacă aș spune că nu sunt, dar nu știu dacă vreau să le verbalizez, pentru că ele nu sunt atât de semnificative sau nu schimbi nimic cu nimic cei care... Am regrete că au fost mulți oameni care au suferit într-o perioadă anumită de timp. Odată cu mine au suferit și ei. Fie asta familia,
fie asta partenerii, fie asta prietenii, fie asta străinii care m-au ajutat. Pentru că au fost oameni care atunci când m-au ajutat, m-au ajutat din bună intenție, eu neasumându-mi, neștiind ce o să se întâmple mai departe, i-am tras și pe ei, adică ei au avut de tras problemele mele chiar dacă n-aveau nimic cu ele. Indiferent de fapt că unii au trăit foarte bine pe procentele pe care le-am plătit într-o altă perioadă asta, dar nu toți au avut parte de fericire respectivă. Iată, pe asta regret, pentru că punându-mă într-un alt context, întotdeauna mă gândesc, mie nu mi-ar place ca să se întâmple cu mine ceva și am eu cu problemele tale, cu atât mai mult familia mea, deși ar trebui să sufere. Sau părinții care aveau copii, care chiar dacă erau adulți, dar m-au ajutat pe mine, ca părinții oricum își făceau grijă, pentru asta cred că am regrete. Dar din ce am trăit eu, cu siguranță nu. Și am zis, dacă ar fi eu să trec prin greutăți, încă o dată le-aș trece cap-coadă. Și o cam o ultimă întrebare, despre balanța asta, timp personal, de familie, de lucru, tu ce recomanzi la cei care ne urmăresc pe noi? Recomand să ai nu un time management de asta? Recomand să nu creadă în roata asta a fericirii, pentru că ea nu există, pentru că nu poate să fie un tată sau o mamă care astăzi face bani și la serviciu, în același timp și acasă. Dacă el e director de companie sau e angajat și trebuie să fie acolo la serviciu, iar copilul are matineu, el n-are cum să fie și acolo și acolo. Și atunci să spui că există balanța respectivă, nu, întotdeauna întâi o să fie prioritate aici, pe un prioritate aici, pe un prioritate aici, pe un... Atâta timp cât ai energie și resursă, e bine să construiești, dar repede, că unii și eu un fel de maraton de o viață să facă bani. Dacă tu ai vârstă, energie și resursă, posibilitate ca repede să aranjezi niște lucruri, ca ulterior să poți mai relaxat, să-ți permiți să trăiești partea de sănătate și partea de familie, ar fi bine să o faci. Dar familia să fie informată. Dragii mei, vă iubesc, tata sau mama vă iubește, dar 2 ani de zile mă angajez, mă rolez în armată, pentru că după 2 ani de zile să trăim mai bine. Unii antreprenori, uite, să oprească, cladând și un fel din coleacă și încă un pic și asta e de viață. Dar în rest, time managementul în general, după mine, cred că e o teorie interesantă, pentru că eu n-am văzut oameni să întârzi la liceu, eu n-am văzut așa ceva. La avion foarte rar să întârzi, pentru că acolo n-ai de les. Eu nu mergi și spun să mă duc, să nu mă duc, ai de acolo târziu. Adică nu există așa ceva. Când îți arde, tu ajungi. Tot ce e în prioritate, la noi întotdeauna se reușește. Dar prioritate noi punem pe cei și de obicei e important. Am înțeles. Deci, concluzia la finala mea, aș zice următoare, să fiu un pic și eu cu tupiu, ca să ajungeți la 1 milion de euro, cum este jus consult, o cifră de afaceri lunară, poate să fie de ajutor și Alexandru Bordea, dacă îi puneți un like, un share și îl urmăriți, mai urmăriți și pe mărăția sa, Ion Guștiu, cu un like, share, ce mai postează și cum eu dau prin greble, experiență, inclusiv a vorbi în public, a avea confruntul ăsta și a scăpa de rușine de a face un stories sau de a face un live, respectiv eu mă bag și eu în dușul ăsta rece și respectiv las pe urmă discutăm și cu invitații în cazul ăsta cu Alexandru, adică să nu am frica asta de aceea să zic cum am să spun. Deci e dacă o să distribuiți like, share și inimioare și comentarii, nu uitați și de bonusul care o să fie random la comentarii și întrebările voastre, că unul din voi va fi norocosul care avea cunoștință, cel puțin și investiții de câteva sute de euro, care Alexandru chiar a acceptat să-l oferi. Cu mare drag. Iar restul puteți să urmăriți începând de la gratis pe noi doi. Mersi absolut pentru dialog. Sper că cineva s-au prins în acele, cum spuneam eu odată, băi, dacă mă duc la un training sau într-o nu știu, particip la un eveniment, dacă mi-au idee ce de la care eu îmi răscumpăr investiția de timp, că eu sunt prezent o oră, două, eu zic mersi, știi, ca să nu să fie devalorizarea aceea că uite, nu mă apșoar, nu mă vorbi și bla bla bla. Sper că din dialogul nostru minim o idee, cineva o să-și ia. Și dacă audiențele noastre se vor mai întâlni și vor să ne pomenească de bine, înseamnă că am făcut o discuție. Mersi încă o dată. Mulțumesc și seară plăcută la toți cei care ne urmăresc, ții pentru că ai acceptat. Și dacă sunt întrebări, voi scrieți în continuare. Noi azi, mâine, ne mai implicăm cu răspunsuri. Mulțumesc. Mersi și ție. Cu drag. Seară bună vouă. Seară frumoasă.